Îmbrăcați în straie populare sau costum de Crăciuniță, mai mulți elevi de la școala numărul 5 din municipiu ne-au încântat astăzi cu colindele lor. Colegul nostru Emanuel David, moderatorul matinalului Bună dimineața Giurgiu, i-a primit cu bucurie în direct și nu a ratat ocazia să afle ce își doresc micuții colindători să primească de la Moș Crăciun. A scris cuiva? Cineva cu lui Moș Crăciun până acum? Da! Da! Da? I-ai scris azi noapte? Da. Ce i-ai scris? Că vreau o mașină și un luptător. Zi mai tare ca să te audă. Că vreau o mașină și un luptător. O mașină și un luptător? Da. Luptător de care? Că nu mai știu, am rămas în urmă așa. De lesnic. De lesnic? De lesnic. De lesnic? Ce-i asta? De lesnic. De wrestling! Da! Mă cer scuze! Dar tu ai scris și tăți acolo, da? Să nu fie încurcătură, da? Da. De wrestling, și eu vreau o mașină cu telecomandă. Neapărat cu telecomandă? Și eu mașină cu telecomandă. Dacă ai și prinde, eu nu vreau mașină cu telecomandă. Incredibil, nu vrea niciunul telefon mobil. Eu vreau! Gata, am înțeles. Cei mici s-au aflat pentru prima oară în platoul unei televiziuni. Alături le-a stat doamna învățătoare, cea care le-a insuflat bobocilor de clasa 1 pasiunea pentru colinde. Am ales să venim la dumneavoastră pentru că sunt niște copii minunați și acești copii merită să fie văzuți de concetățenii noștri din oraș. Copiii sunt foarte bine pregătiți, nu numai în ceea ce privește colindul, sunt pregătiți și la școală și părinții sunt alături de noi cadre didactice și am venit cu mare drag la dumneavoastră să vă colindăm. Cu multă bucurie am venit, să știți. Multe instituții din Giurgiu vor primi în această perioadă colindători care vor vesti tuturor angajaților nașterea Domnului.